În momentul când îți pui problema în viață, în viața profesională, să faci bani, nu poți fi liber fizic, dar tu, Ovidiu, ai fost liber spiritual. Și aici este logica paradoxului dinamic. Pentru faptul că ai pus în antiteză două lucruri fundamentale, înseamnă că ai o gândire foarte profundă și mă înclin în fața studentului meu care a reușit această performanță. Ne-am pus problema, nu știu cine a zis aici, despre bani sau libertate. Și am avut titlul bani sau libertate, am avut titlul bani sau slash și libertate. Și în final am ajuns la titlul Bani și Libertate. Ce vreau să vă spun aici cu această poveste? Orice vreți și vă propuneți, se poate realiza. Eu acum când văd că sunt autor, nu-mi vine să cred. Vă spun sincer, eu dacă mă pun cu pixul în mână, la masă, nu reușesc să scriu mai mult de două fraze, pentru că mă întrerup, că mi-a venit o idee să fac altceva. Orice vă propuneți poate fi realizat. Eu sunt specialist în delegare, după cum vedeți și cartea am delegat-o, și pot să învăț pe oricine să facă delegare foarte bine.